Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Înțepătura din junglă, partea a doua. Domnul și doamna Hair și ajutoarele lor din micuța clinică din junglă îl înconjuraseră pe omul care fusese înțepat de un elefant. Era încă pe masă, iar domnul Hair își dăduse toată silința să-i coasă tăietura lungă și gravă pe care i-o făcuse cu fildeșul un elefant supărat. Niciun doctor din lume n-ar crede că unchiul va trăi cu rana pe care o are. Doar Dumnezeu îl poate vindeca, le zise domnul Hair tuturor. Și s-au rugat cu toții. Doamne, noi am făcut tot ce am putut și dacă unchiul trăiește, aceasta este doar pentru că tu îl vindeci. Te rugăm, fă o minune ca să îi putem spune despre tine și cât de mult îl iubești. Unchiul dormea, dar nu după multă vreme a început să geamă încet. Când în sfârșit și-a deschis ochii, s-a uitat în jur și se întreba unde e și ce i se întâmplase. Prietenul care îl adusese cu barca i-a povestit totul. Apoi domnul Hair a vorbit cu el în limba birmană ca să-l poată înțelege. Unchiule, ai fost lovit foarte rău de un elefant. Noi am făcut tot posibilul să te ajutăm, dar numai Marele Dumnezeu iubitor din cer te poate face bine din nou. El te iubește. Noi o să-ți spunem cum să vorbești cu el în fiecare zi și să-l rogi să te vindece. Unchiul a dat ușor din cap, iar domnul Hair le-a învățat o rugăciune scurtă și simplă. În fiecare zi, domnul Hair se ruga cu el și toți creștinii se rugau pentru el. Încetul cu încetul, unchiul se făcea bine până când s-a vindecat de tot. Ce bucuroasă era toată lumea! Când s-a întors în satul lui, acest bărbat le-a povestit rudelor și prietenilor despre Marele Dumnezeu care putea face minuni. Când au mers în vizită acasă la Amy, domnul Hair și familia lui au adus o fotografie cu bărbatul acela și cu cicatricea lui. Pe vremea când Amy și părinții ei erau misionari în India și în Birmania, misionarii stăteau 7 ani departe de casă și în acele țări străine, după care se întorceau acasă la prieteni și familia lor. Deja se făcuse timpul ca Amy și părinții ei să se întoarcă în America. Cei 7 ani ai lor se apropiau de încheiere și știau că probabil nu aveau să se mai întoarcă la oamenii aceia pe care îi iubeau foarte mult. Tatălui mamii murise și trebuiau să aibă grijă de bunii, care avea aproape 90 de ani. Într-o zi, tati a venit acasă cu niște noutăți. Conducătorii misiunii spuneau că dacă tatăl lui Amy și familia lui plecau din Rangoon, nu avea cine să se mai ocupe de biserica din Rangoon. Așa că conducătorii îl întrebau pe tati dacă nu voia să mai stea un an, până se găsea cineva să vină să îi ia locul. Bunii, că era bătrână și locuia singură, ce era de făcut? Dar ce s-a întâmplat? Și ce au hotărât? Vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!